Săptămâna aceasta vă invităm la o călătorie într-un alt univers, în universul primelor secole creștine, secolele 2, 3 ale erei noastre, secolele în care creștinii erau persecutați și în care un filozof mai puțin obișnuit, căutător de manuscrise, întemeitor de biblioteci, mare profesor, istoric și creștin, încearcă să sintetizeze și să pună împreună pentru prima dată ceea ce noi astăzi numim Biblie. Origen are această șansă să poată fi accesibil prin scrierile sale. Multe din scrierile anterioare s-au pierdut. El este primul exeget care oferă interpretări scripturii. Prin urmare, e primul nume important cu care te întâlnești atunci când dorești, spre exemplu, să observi diacronic o doctrină a bisericii. Filozof și teolog, dar și cineva care adună și stabilește texte. Texte pe care apoi le citește într-un anumit fel. Origen are o paralelă între întrupare și scriptură. Scriptura este o formă de întrupare a logosului în logoi, în cuvinte. Deci ai logosul cu un trup de cuvinte. Origen pare să fie preocupat de etica lecturii. Este un fel de etică a lecturii. Trebuie să respecti pe cel cu care discuți, inclusiv cu cel cu care polemizezi, și să-i vrei binele. Să-i vrei binele. Deci, Origen are încă această. Are niște reglaje antifanatice de om politicos, de om cu respect pentru ceilalți și de om care interpretează și politețea și respectul ca pe o formă religioasă de raportare. Adică nu ești politicos doar de dragul politeții, ci ești politicos pentru că ai de-a face cu cineva căruia îi vrei binele, pe care vrei ca să se mântuiască, eventual să fie aproapele tău, să te mântuiești împreună cu el, nu? Ce ne propune Origen este un anumit tip de lectură și un anumit tip de raportare la text. Origen știa pe de rost. E o chestiune care n-a început cu el, bineînțeles, în lumea ebraică asta era de mult practicată. Trebuia să întrupezi cumva scriptura, să o știi. Faptul că a fi creștin pentru Origen înseamnă a deveni textul Scripturii. Da, și asta spune și Eusebiu, menționează foarte clar în biografia lui Origen că încă de copil a fost antrenat în acest proces de a memoriza Scriptura. Se vede clar din textul lui Origen, felul în care Scriptura e o parte din el. Vă așteptăm să aflăm împreună mai multe vineri seara, la ora 8, la cafeneaua filozofică.